Dacă se traducă cu Google și nu este cea mai bună alegere întotdeauna, noi trebuie să mai facem niște ajustări acolo, da? La punctul 2 era vorba despre recompensele iertării sau ce câștigăm dacă iertăm. Da? Să o punem așa mai românește, ce câștigăm dacă iertăm. În primul rând, noi înșine suntem iertați conform rugăciunii Tatăl nostru, dacă iertați și Dumnezeu vă iartă greșelile voastre. Acolo ce fiind iertat. Deci noi înșine suntem iertați. Apoi, iertarea ne eliberează de mânie, de furie, de răzbunare, de sentimentele acestea care inundă inima omului care nu vrea să ierte. Îi spui, nu pot să-l iert, nu pot să-l uit. Îmi țin așa undeva în coșul pieptului aici, de câte ori îl văd, îmi aduc aminte de ce mi-a făcut. Ei, când eliberezi aceste sentimente, când ierți, ești eliberat de furie, de ură, de răzbunare. Și iată versetul din Galateni, care ne vorbește despre roada Duhului Sfânt, că este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, printre aceste roade ale Duhului Sfânt nu vei găsi neiertare. Neiertarea sau a ține necaz pe cineva, a ține supărare, a ține furie, ură, răzbunare, n-are de-a face cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne învață să iubim, Duhul Sfânt ne învață să iertăm, să trecem peste lucrurile acestea. Apoi, altă recompensă a iertării sau câștig în urma iertării este faptul că suntem eliberați de vinovăție. Vezi, câte vreme îl ținem pe cineva legat sau noi înșine suntem legați în istoria aceasta a neiertării, avem sentimentele acestea de vinovăție. Dar când iertăm, când lăsăm lucrul să meargă, când lăsăm de la noi, iată Romani 8:1. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile fiei pământești, ci după îndemnurile Duhului. Știți prea bine și dumneavoastră că, și Biblia spune, mai întâi vine ce este firesc, apoi vine ce este duhovnicesc. Și gândul firesc care vine când cineva ți-a făcut ceva rău este să ține caz sau să-i răspunzi la fel, și în felul acesta se rupă relația aceea. Ei, dar dacă hotărâm să trăim după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, care îți spune și tu ai fost iertat, iartă pe celălalt, și tu ai făcut rău împotriva altuia și el te-a iertat, nu? Că și noi ne avem istoria noastră. Noi suntem noi îngeri din cer, că și noi am greșit față de alții și alții ne-au iertat pe noi. Ei, când facem lucrul acesta, ne eliberăm de sentimentul de vinovăție. Iar apoi, ce zice la D, libertate de mișcare pe, asta nu e deloc românește, este numai încercare de traducere, aceasta înseamnă vei fi liber să mergi mai departe. Libertatea de a merge mai departe. Lași lucrurile în urmă, lasă treacă celălalt și apoi ești gata să mergi mai departe. Gândiți-vă când în relație din familie, între soț și soție, mai apar probleme, mai apar frecușuri, pentru că niciunul din altul nu suntem perfecti. Ne-a pus Dumnezeu împreună. Dar când eliberăm, știu, starea aceea din iertare și spunem, gata, iertăm, mergem mai departe. Când copilul ne greșește și spunem, te-am iertat. Acum putem să plecăm și să mergem înainte. Este libertatea aceea de avansare, de a merge înainte. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de maturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Neiertarea ne ține legați și nu putem să mergem mai departe. Nu putem să înaintăm. Acum fiecare lucrăm ceva și Dumnezeu ne-a dat un lucru în biserică, în casa Domnului, în grupare de credincioși. Dacă nu iertăm, nu suntem eliberați să mergem înainte cu slujire. Cum te poți ridica să vorbești cuiva sau să vorbești adunării sau să ai un cuvânt pentru popor când tu ești legat și nu poți să spui nimic pentru că el n-a iertat. De aceea trebuie să ne liberăm, trebuie să ne deslegăm de lucrul acesta ca să fim liberi să facem lucrarea lui Dumnezeu. Sau, spre exemplu, Dumnezeu are ceva pentru noi. În magazia lui de binecuvântări, Dumnezeu are o mare binecuvântare și zice, aș vrea să te folosesc pe tine, să duc mai departe Evanghelia sau să lucrezi la inima cuiva sau Dumnezeu vrea să-ți dea o slujbă specială ție. Vrea să-ți dea un lucru prin care să înaintezi și în credința ta și să înaintezi lucrarea Domnului. Dumnezeu din ceruri vede și spune, aș vrea să-i dau ceva să fie o binecuvântare pentru el, dar nu i-o dau până nu iartă. Până nu ascultă de mine, până nu dovedește iertare. Ei, vedeți, iertarea ne eliberează și ne dă mai departe drum să putem să mergem. Și fratele Roy a pus aici,
câteva lucruri de încredere, autoritate, chemarea noastră, trimiterea noastră, locul unde să slujim, încrederea, autoritatea și slujirea. Iarăși, traduce frumoase de pe computer, de pe Google. Bine. Frate Roy, mulțumim. Mulțumim pentru materialul.